bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Medicina alopată și energia plantelor nu se exclud, ci pot să se ajute reciproc, crede doctorul farmacist Ovidiu Bojor, întemeietorul fitoterapiei moderne în România. La cei 97 de ani pe care îi va împlini, în plină criză sanitară mondială, descoperitorul insulinei vegetale continuă să lucreze, oferindu-ne un model de optimism. Dragi prieteni, bună dimineața! Mă consider un om fericit, mărturisește interlocutorul meu din această dimineață. Trăiesc în România și am străbătut Himalaya cu pasul, două locuri foarte puternice din punct de vedere energetic și binecuvântate. I s-a spus patriarhul plantelor. A semnat peste 200 de articole științifice și 30 de tratate de specialitate. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, academician, doctor farmacist Ovidiu Bojor, bună dimineața și bine ați venit la noi! Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. E pentru mine o sărbătoare să fiu alături de dumneavoastră. Și pentru noi e sărbătoare și mi-am închipuit astăzi, domnule doctor, că am adus toate florile pământului și toate plantele cu noi, ca să ne... și lângă plante și cafea pentru mine și cred că domnul academician vrea un ceai. De plante. Mulțumim. Beți vreodată cafea? Da. Da? În fiecare dimineață, dar o ceșcuță mică, atât. Iar când sunt foarte obosit seara, beau încă o ceșcuță ca să pot dormi, ca să vedeți reacții inverse. Așa a fost totdeauna? Sau asta e așa un reflex de acum, din actualul capitol al vieții? În special. Că... În special. Da. Da. S-au schimbat multe din... La fiecare 30 de ani ne schimbăm. Asta este o legendă proprie sau chiar e o fiziologie? E o fiziologie, categoric. 30, 30, 30. Acum am 90, de 3 ori 30. Aveți de 3 ori 30 și ceva în plus. Și ceva în plus. În al treilea val al pandemiei v-am chemat aici să ne fiți de ajutor, să vorbim împreună și vreau să divulg. Mi-ați spus la telefon, păi să ne vedem în sâmbătă asta, să dăm un mesaj de fericire și optimism. Categoric. Așa vom face. În orice caz, mai sunt 3 ani și cu ajutorul Domnului sper să sărbătorim centenarul împreună. Așa aș vrea. E o vorbă care ne înconjoară. Ca să fii longeviv și sănătos și fericit, spuneți dumneavoastră, ar trebui să ne putem conserva bucuria și amintirile bune ale copilăriei, să ducem cu noi cât mai multe elemente din locul natal, da. Să ne vindecăm cu plantele din țara în care ne-am născut, spuneți, și mai departe veți dezvolta dumneavoastră această idee, care nu știu dacă e un simplu mit urban sau chiar e o realitate. Partea cea mai frumoasă a vieții este odihna activă. Aici am terminat povara muncii pentru câștigarea existenței și suntem liberi pentru familie, pentru relații, pentru prietenie, pentru cultură, pentru dans, pentru antren, pentru alpinism, pentru toate lucrurile care ne fac plăcere și ne prelungesc viața. S-a întâmplat această nenorocire care a venit peste noi, COVID-ul, dar nu întâmplător, acest lucru ne face puțin să coborâm pe pământ. Fiindcă am dus o viață de multe ori dezorganizată. Ori acest lucru se resimte asupra noastră. Păstrând echilibru, vom reuși să încet, încet să ne apropiem de înțelepciunea supremă. Am să încep cu întrebarea, câți ani are costumul dumneavoastră și de unde l-aveți? E foarte frumos și m-am bucurat că ați venit cu el, deși e frig aici. De la Muzeul Satului. Deci l-ați cumpărat, da, anume, ca să-l da, l-am primit cadou. L-ați primit cadou. Da, e cadou și îmi place foarte mult. Am văzut unul la fel de frumos, într-o
fotografie care m-a uimit. Era aceea de la Nunta de Aur, da, în care dumneavoastră și doamna Mioara Bojor, soția dumneavoastră, de câți ani acum deja? Cel puțin 60. Mai mult de 60. Mai mult de 60. Dar acea fotografie de la Nunta de Aur, în care erați doi tineri zâmbind larg și îmbrăcați în ii românești, așa, cu sute cu roșu, mi-a plăcut nespus. Mi-a dat o încântare și o speranță. Cum de v-ați gândit la acele costume tradiționale? Ați fost cu ele la biserică, probabil. Am fost la biserică și datorită faptului că și soția mea și eu ne iubim foarte mult originea noastră strămoșească și vrem să transmitem generațiilor viitoare această iubire față de comorile patriei noastre, spirituale în special, ceea ce e mare lucru. Religia creștină, în concepția mea, s-a născut pe acest pământ. Noi n-am avut zeități fel de fel cum au avut romanii, grecii, indienii. Am avut un singur zeu, Zamolxis. Și al doilea factor important, credința în viața viitoare, în perenitatea sufletului. La cine ați mai întâlnit în antichitate aceste concepții fundamentale din care s-a născut creștinismul? V-a urmărit această încredere și această credință în cei mai bine de 40.000 de kilometri, adunând la oaltă și Tibetul, și Nepalul, și Africa de la nord la sud până la Oceanul Indian, da, și toate locurile în care ați pus talpa ca expert fitoterapeut, da, ONU, dar nu vreau să mă duc chiar acolo. Da. Vreau să plec de pe Valea Mureșului, domnule academician, de la băiețelul de la... care prindea păstrăvi. Da, și nu numai atât, care a avut cel mai bun mentor al lui, tatăl meu, profesor de științele naturii, care mi-a determinat viitorul meu. Mergeam cu el pe munte, mă învăța tot felul de șerpi, gâzele, fluturii, păsările, absolut tot. Toate plantele le cunoșteam încă la 7-8 ani în limba latină. Mentorul meu, am avut mare noroc că a fost profesor de științele naturii, de geografie și petrografie, geologie, da, petrografie se numea. Petrografia era geologia, geologia. În anii 30 ai României, da. Care, vă dați seama, începând de la 6-7 ani până la 14 ani, până s-a întrerupt toată copilăria mea la 14 ani, când hortiștii au ocupat Transilvania de dor și a trebuit să scăpăm cu viață după ce ne-au omorât 5 oameni din familie. Da. Tot destinul dumneavoastră e o hartă exemplară. Mergând înapoi prin întâmplările pe care le-ați parcurs, m-am întrebat adesea cum de puteți zâmbi cu atâta seninătate după tot ceea ce ați desfășurat de-a lungul celor 97 de ani în curând. De unde ați luat această sursă de lumină? Cred într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotfăcătorul cerului și a pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute în special, pe care le putem descoperi cu puterea minții noastre. Deci credința aceasta a fost la baza vieții mele, la baza formării mele, tot timpul. Am crezut în ceva superior nouă și am urmat această cale. Cum v-ați putut păstra cu blândețe și încredere aceste convingeri câtă vreme profesorul Ioan Bojoru, care era un liberal convins și directorul la un moment dat liceului Papi Ilarian, din Târgu Mureș. Din Reghin și până în Târgu. Din Reghin și ați plecat apoi la Târgu Mureș. La liceul militar. Dar aflu din surse diverse că acest ilustru profesor, tatăl dumneavoastră, era de fapt un darwinist convins și că aveați chiar controverse iscate între un creaționist, dumneavoastră. De unde știți? Asta e profesia mea. Cum ați rezolvat această problemă până la urmă? Tatăl s-a lăsat convins de acest spirit al lui Homo Sanctus care vă călăuzește pe dumneavoastră? Și iubirea de tot ce e viu pe planetă și în univers.
Iubirea trebuie să stea la baza fiecăruia dintre noi ca să putem fi fericiți și să ne continuăm drumul nostru spre desăvârșire. Am iubit tot ce e viu, tot ce e frumos, tot ce e înălțător și aceasta mi-a dat în fiecare zi forța necesară să mai fac un pas înainte în evoluția mea spirituală. Am aici sub palmă ultima carte scrisă chiar acum în pandemie. A apărut Afecțiunile aparatului respirator, medicină integrativă și terapii holistice. Da, e foarte interesant această lucrare. A apărut la 26 februarie anul trecut, exact în ultima zi am lansat această lucrare. În ultima zi înainte să intrăm în lockdown. Da. Am avut 500, o sală plină de cinematograf, cinematograf 1 din centrul Bucureștiului și 500 au participat la această ultimă lansare. Parcă am prevăzut, fiindcă una din cele mai afectate părți ale corpului nostru e aparatul respirator. A devenit imediat după lansare, chiar aparatul respirator, despre care a scris aici cu pură intuiție. Da. Integrându-l într-un sistem de vindecare care e complet și care nu se rezumă doar la cauză și efect. Da. Și dintr-o dată realitatea socială, din păcate, v-a adus argumente pentru toată această viziune medicală. Iar acum e în lucru, va apare aparatul cardiovascular, tot așa, printr-o viziune integrativă, cum o numim, holistică. Da. Adică nu numai alopatia sau homeopatia sau plante, absolut tot ce ține de trup și de suflet. Și în special, moștenind tot din credința veche, este importanța pe care trebuie să o dăm sufletului. În dialogul lui Charmide al lui Platon, da, spune foarte clar, Zamolxis ne învață că nu putem îngriji ochii, okay, dacă nu ținem seama de cap. Nu, da, putem îngriji capul dacă nu ținem seama de corp și de celelalte elemente. Și în special, nu putem îngriji dacă neglijăm sufletul omului, fiindcă toate bolile apar datorită sufletului bolnav. Suntem în 24 septembrie 1940. Miklós Horthy intra pe Cal Alb în, da, Târgu Mureș. Dumneavoastră erați o familie de intelectuali într-o casă frumoasă, cu un profesor renumit, cu o mamă minunată, de la care spuneți, da, culmea că ați luat gena intelectuală. Da, și sufletească, spirituală. Și sufletească. Și dintr-o dată, 15 soldați, da, atâția erau, da, ai acestui conte. Da. Albert Voș, da, care e criminal de război, care are și acum statuie la Odorhei. Am văzut-o eu însă, da. Și era cu flori și panglici pe ea, domnule, da, da, academician. Și da, ca să am camufleze, că au schimbat numele, nu au scris doar, Vandor Sechei, Secui Hoinar, ca să vă dați seama. Hoinar de ce? Că s-a dus în Statele Unite, da, să scape viu. Să scape viu după ce a jefuit, da, și a omorât 5 oameni numai din familia noastră. Hai să povestim asta, dacă, da, aveți tăria, pentru că ați trecut peste această mare dramă a familiei și a Transilvaniei de Nord. Da. Erau acolo unchiul dumneavoastră, în casa în care trupele hortiste au năvălit, da, în miezul nopții, erau așa. Andrei Boșor. La 23 septembrie 1940. 23 septembrie 1940, în casa preotului Andrei Bojor, care, da, avea atunci 53 de ani, am socotit, da, eu, deci un om în floarea vârstei, mai erau acolo cei trei copii ai săi, da, ai familiei, da, da? Și încă 6 români în casa preotului Andrei Bojor, care au fost masacrați de trupele hortiste. Am să le spun fără să insist. Erau două femei tinere însărcinate. Da, exact. Și cu baioneta. Da. Era, culmea, și o femeie în casă, o servantă a casei, care era chiar de etnie maghiară. Da. Și au sacrificat-o și pe ea.
era o altă fetiță de 5 ani. De 5 ani. Refugiată împreună cu învățătoarea. Da. Acești 11 nevinovați au fost masacrați până în zori, aruncați într-o groapă comună. Câțiva nu muriseră încă. Da. Au turnat benzină pe ei și i-au ars. Da. Din acel moment încoace, memoria dumneavoastră, dar și a oamenilor locului, își aduce aminte de acest masacru. De acest masacru. De la Mureșenii de Câmpie. Nu se poate uita. Și iertarea este limitată și acest fapt, fiindcă oameni suntem. Vedeți? În acel moment în care aveați 16 ani și, și l-ați pierdut pe Victor, mezinul familiei Bojor, de 17 ani, era elev de colegiu atunci. Da, da. Lucrați împreună? Da, și locuia la noi, la Târgu Mureș, a făcut liceu, Victoraș, da. I-am pierdut pe toți, ce să facem asta. Dar am avut totuși tăria să merg mai departe. Greu de tot, dar nu există an, nu există lună când îmi revin în minte toate aceste lucruri. Și mă rog la Domnul să ierte pe criminali în măsura în care se poate. Mi-ați spus așa că acel moment al biografiei dumneavoastră, în care aveați abia 16 ani, a fost începutul brusc al maturizării și al înțelegerii, dar și al durerii. Acela a fost un moment în care v-ați gândit că veți fi medic pentru alții, că veți renunța la vioară, la alte bucurii. Da. Erați un tânăr care locuise o vreme vis-a-vis de fabrica de vior din Reghin. Da, da. Și unde m-am născut. Chiar. Și profesorul Hellman înțeleg că vă chinuia destul să repetați. Da, da, și ne dădea cu arcușul în cap când crește. Cât ați studiat vioara? Vreo 10 ani, probabil. Cât am fost în liceu? 4 ani. 4-5 ani. V-a folosit asta, bănuiesc? Pentru că atunci când ați pus talpa pe Himalaya și nu numai, poate că ați auzit și vioara de la Reghin. Poate că v-ați gândit și la susurul Mureșului. Chiar așa a fost. Dar tragedia nu s-a terminat, pentru că ați venit la București, pasionat de științele naturii, precum tatăl dumneavoastră, profesorul Bojoru, și am avut noroc de profesori deosebiți, cu studii la Montpellier, cu studii la Paris. Profesorii noștri de liceu erau de două ori mai bine pregătiți decât foarte mulți profesori universitari din zilele noastre. Da, credeți cu asta? O cultură generală, să știți. Și al doilea lucru a fost acești mentori. Și al treilea lucru a fost mentorii mei spirituali, părintele Suciu, care venea la Târgu Mureș și ne ținea niște predici extraordinare, a devenit episcop. Înțelegea sufletul tânăr. Mare lucru a fost. Păi mare lucru ca un spirit să spună de la amvon ce a spus părintele Suciu. Marile iubiri lucrează în ceruri. Așa este. Și a sfârșit cu cei 7 episcopi ai noștri la Sighet. Asasinați, propriu zis, acolo, în temnițele comuniste. Mai sunt doi alți iluștri martiri care v-au marcat și care v-au fericit, aș zice, cu prezența lor. În special Monseniorul Ghica. Da. Monseniorul Ghica pe de-o parte și Nicolae Steinhardt pe de altă parte. Povestiți-mi, vă rog. Da. Biserica greco-catolică a fost desfințată. Cred că imediat după instaurarea comuniștilor, exact. După ce s-a înroșit România, deja în anii 50 era prigonită. Și atunci ne-am refugiat la Catedrala Saint-Vincent de Paul, aproape de statuia aviatorilor. Îl întrebam noi, tinerii, de ce ați trecut la catolicism? Păi am trecut la catolicism ca să devin mai bun ortodox. Fabulos răspuns. A fost mentorul nostru spiritual a tinerilor, care nu mai aveam biserică, era desfințată, și ne-am refugiat acolo și ne-a privit cu căldură și ne povestea de nu numai
lucruri sacre. Și în toate domeniile, în științe, era un om erudit, extrem de cultivat în toate direcțiile și adevărat mentor. Dacă aș strânge într-un catalog, acum repede, brevetele, invențiile, rețetele, toate remediile pe care, ca ilustru fitoterapeut, le-ați propus lumii, cam câte ar fi, domnule doctor? Păi ar fi de ordinul sutelor, poate chiar a miilor. Pentru că ar trebui, probabil, să adun remedii românești făcute din flora noastră, pe care ați cartografiat-o, nu? Și pe urmă ar trebui să adun aici plante și flori din vegetația luxuriantă, nu știu, a Asiei, a Africii, pe unde ați mai umblat. Da, dar din fericire, flora spontană, sălbatică, din țara românească, nu există nicio altă țară din toată Europa, fiindcă totul s-a transformat, s-a cultivat, a dispărut. Ori noi încă ne lăudăm că avem plante cu o importanță deosebită în trecut. Dacii își otrăveau cu omag, aconitum, săgețile, iar cu arnică... Își vindecau rănile cu arnică. Mi-ați spus așa, la un moment dat, că în anii 60-70 ai României, Ceaușescu trimitea la export o mulțime de plante și arnica despre care ați spus și ghențura galben, ajutați-mă că eu nu le cunosc ca dumneavoastră. Era plafarul care exporta în 60 de țări de plante din flora noastră. Și nu numai, au făcut și culturi. Aveam 12 întreprinderi care cultivau plante medicinale. Și așa cum s-a distrus industria românească, toate s-au distrus în prezent și aceste stațiuni experimentale. Dar în același timp, ca să fiu totuși în cât mai aproape de perioada care o trăim astăzi, m-am gândit că avem 2 milioane de diabetici înregistrați. Da. Diabetici de tipul 2. Și atunci m-am gândit să găsesc ceva deosebit care nu numai să scadă glicemia, ci să acționeze asupra celulelor din pancreas, să protejeze și să refacă celulele pancreatice. Și am găsit această insulină vegetală. Nu consider că este o reclamă, este brevetul dumneavoastră, un produs românesc. Da. El se cheamă Insuveg Forte. E ușor de găsit, am să-i zic mai departe, doar insulina vegetală. Diabetul de tipul 2, la un moment dat, când sulfamidele antidiabetice de sinteză nu mai dau rezultate, atunci medicii trec pe insulină. Dacă îi dai mură în gură, scoți pancreasul din funcție. În schimb, având această castravete amară, omornică, din care am extras carantina, acesta are proprietatea de a reface celulele beta-pancreatice și de a produce din nou insulină. La cei 97 de ani ai dumneavoastră, alături de echipa pe care ați coordonat-o, am aici, deja am Coviflu. Am Pulmovin, am spus Pulmovin, corect. Pulmovin, foarte bine. Am Megalin. Toate sunt remedii urgente pentru acum. Înțeleg că acest Pulmovin e un ulei esențial. Da. Îl pot folosi rece, dar îl pun pe palme și îl aspir. Am aceste comprimate de Coviflu, am uleiul ăsta esențial. Sunt, de fapt, remedii la îndemână. 100% naturale pentru apărarea mucoaselor și aparatului respirator. În special aparatul respirator. Vreau să mergem tot în anii 50, la începutul doctoratului, când vreme de 15 ani ați lucrat, mi s-a spus, la o temă și la o teză excepțională despre o ciupercă magică, Claviceps
purpurea. Nici nu știu dacă mai există în România. Da. Mai face secara acest parazit? O mai găsim? Pentru că tot de la o găsim spontan. Da. Da, a fost o perioadă când foarte multe preparate, în special elvețiene, se făceau din clavicea purpurea. Albert Hofmann, tot elvețian, a scos din ea LSD-ul, nu din... Exact, LSD-ul și derivații. Ergometrină, ergotamină, ergotoxină, toate care sunt medicamente. Alcaloizi cu efect cerebral, de ameliorare cerebrală. Da. Și celălalt, primul dintre ele, ajută contracțiile la naștere. Fabulos. Ergometrina. Acest alcaloid se folosește încă? Se folosește, da. Acest lucru m-a determinat să fac o nouă definiție a speciei. Da. Că speciile la ora actuală în botanică sunt după caracterele morfologice ale plantei. În esență, nu aceasta diferențiază, ci genetica lor. Am determinat ADN-ul și RNA-ul în diferite plante care nici nu se știa pe vremea aceea. Cum ați putut 50... face asta în anii 50-60 ai României? Ați avut un microscop performant? Am avut un microscop care era de proveniență românească. Românească, Iore. Da, foarte bun. Bravo nouă! Îi făcea un pic mai fericiți pe oameni această claviceps purpurea, domnule doctor? Nu îi făcea, dimpotrivă. Dimpotrivă, îi distrugea ora, îi cretiniza, îi... vedeți? Adică deci, o măcinau ca să se înțeleagă. Acest cornul secare era practic măcinat în pâine, în pâinea de secară. Da, ergotinismul, o boală gravă. Foarte gravă. Da. Chiar mortală în unele cazuri, dacă cantitatea era mai mare și nu se știa de unde. Pe urmă s-a descoperit că e datorită acestei ciuperci simple. Dar când ați brevetat la OSIM acest... cum să-i zic, mecanism cu rulmenți. Da. Pentru recoltarea ciupercii ăsteia. Pentru inocularea secarei, așa, ca să producă ciuperca, am mecanizat procedeul, că înainte se făcea cu... cu simpli cu legători, cred. Da, nu bănuiesc. Cu ace multe înmuiate în soluția respectivă, sporii ciupercii, ca să... Ori, am... făcut și eu această mașinărie care mergea automat în lanul de secare ca să producă cornul secare. Dar după mașinăria Bojor, domnule doctor, înțeleg că a crescut de la 10 la 20 de kilograme la hectar. Cel puțin de 3 ori. Care pleca unde? Pleca în străinătate. Pentru acei alcaloizi despre care am vorbit. Unii îi prelucram chiar și în țară la noi, iar majoritatea mergeau la export pe acea vreme. Când ați terminat în sfârșit doctoratul în 1968, erați un nume cunoscut, dar cu toate astea, munca dumneavoastră, entuziasmul cu care v-ați băgat într-un proiect de 25 de ani, cartografierea întregii flore medicinale a României. În România, da. Asta a fost cât un sfert de veac de trudă. Da, și mi-a făcut foarte bine, fiindcă am mers foarte mult pe jos. Cartografia numai pe jos mergând poți face. Și așa cineva a calculat hărțile care le-am făcut, 40.000 de kilometri, am înconjurat pe jos după plante. Și dintr-o dată, din toată această drumeție continuă, aplicată pe fiecare frunză și pețiol și petală, v-a scos Organizația Națiunilor Unite, care a făcut o selecție în țări, inclusiv în țările socialiste, pentru experți ONU. Da? Și selecția a fost foarte bună. Acolo nu există cadre în sistemul ONU. Este computerul. Cum ați reușit să, cum ar zice azi un tânăr, să fentați cerberii sistemului și să nu deveniți nici măcar utecist? Prin lucrări cât mai multe publicate în străinătate. Sunteți inclusiv membru al Academiei de Științe și Arte a Statelor Unite. Din Statele Unite, da. Și mai sunt o mulțime de foruri și organizații internaționale care vă cunosc, v-au primit, vă recunosc. Acum vreau să mă duc la
experiența care v-a schimbat viața, Nepalul și Himalaya și vârful pe care în 1985, ca alpinist, dar și în calitate de cercetător științific, l-ați cucerit, Gurja Himal. La 7139 de metri. Aveți un motto surprinzător în această carte dedicată dumneavoastră, în care spuneți: mergi spre lumină și umbra va cădea în spate. Așa e. E o altfel de lumină acolo pe vârf? O altă lumină, fiindcă de acolo începe universul infinit și îl captăm și intră în noi. Povestiți-mi despre acest moment dificil și norocos și aparte, când cu 2 tone de provizii și de aparatură și cu 60 de hamali și cu șerpașii nepalezi, da, ați început ascensiunea. Aproape 2 luni de zile au durat pregătirile. Am avut misiunea de a înființa prima unitate de producție de valorificare a florei din Nepal într-o unitate industrială. Și am făcut proiecte, am trimis expert în străinătate specializare, am cumpărat aparatură și am format un institut nou de producție și valorificare resursele naturale din Nepal. Ei exportau plante medicinale prețioase în India, India le prelucra și le trimitea de 10 ori mai scump înapoi. Am studiat foarte mult flora Nepalului și am făcut hărți cu răspândirea plantelor, la fel cum am făcut și în România. Noi avem 3600 de specii, ei au 4000-5000 de specii, că începând de la subtropical, tropical, temperat, până în zona alpină, e o floră foarte diversificată și mai bogată. Ați vorbit odată despre astragalus. Da. Când vă întrebam în terapii antitumorale, pentru că sunt aceste legende care circulă și care ne îndrumă prin tradiție, da, să culegem spânz, mărul lupului, da, vâsc. Și dumneavoastră veniți ca un specialist și îmi spuneți tranșant. Da. Nu este nu adevărat. Toate aceste plante încurajează dezvoltarea tumorilor canceroase. Exact. Și veniți cu exemplu astragalusului. Astragalusul inhibă și protejează. Vedeți, are efect. Îl avem în România? Avem. Crește, e cultivat, spontan? Nu. Sau îl cultivăm? Îl cultivăm. Dar e o plantă extraordinară, care înlătură efectele nocive ale citostaticilor. Vă rog să-mi spuneți, în Nepal, o plantă care a devenit un remediu... Casavetele amar, despre care acum știm și în Europa, da, foarte multe lucruri. Din ele e insulina vegetală. Da, insulina dumneavoastră vegetală. Vegetală, despre, da, care pacienții pe care i-am întrebat, da, că mult mi-ați dat ceva de furcă, am căutat diabetici care mi-au spus cu fața surâzând: da, folosim insulina vegetală, pancreasul nostru e mai bine, ne simțim mai viguroși, da, mai odihniți. Toate aceste produse, eu am ținut seama și de sedarea omului. Am introdus pasiflora incarnata, un sedativ extraordinar. Un sedativ natural. Ca să ameliorați durerea, probabil. Da, și da? Să-l scot din preocuparea aceasta, din obsesia. Vedeți? Pasiflora incarnată este un sedativ extraordinar. Floarea patimilor. Greșit spus de unul, floarea pasiunii. Nici vorba, nu-i vorba de pasiune. E floarea patimilor, corect. Nu? E floarea patimilor, fiindcă în inflorescență, da, veți găsi coroana de spini, veți găsi staminile ciocanul, veți găsi scăricica cu care a fost răstignit Iisus. Frumoasă viziune, da, și legendă. Da. Domnule doctor, dar dacă v-aș, da, ruga acum să faceți un top rapid al celor 10 plante elementare, ce ar trebui să nu-mi lipsească de acasă? Și ca să beau dimineața, cum faceți dumneavoastră, da, acum. Hai, dar să începem primăvara. Da. Mușețelul. Banalul mușețel, care crește spontan, în special în Banat, în cantități foarte mari.
după aceea mergem mai departe în afecțiunile aparatului respirator. Avem cioboțica cucului. Cioboțica cucului e primula officinalis sau primula elatior. Avem două specii și care au aceleași proprietăți ca și ipecacuana din Statele Unite, în special expectorant pentru copii, care nu știu să expectoreze copii și atunci produce puțină vomă și prin vomă își ușurează plămânii. Frunzele de cioboțica cucului au până la 5% vitamina C. M-ați învățat o mulțime cu această vitamina C, în care am pus repede cătină, goji, mi-ați zis. Exact. Da. Culmea că nu ați început cu lămâia, cu cătina, cu goji. Nu, cu goji, cu măceșele. Cu măceșele. Care am descoperit roza pendulina în căldarea munților Cibinului, da, la 2000 de metri, campionul mondial de vitamina C. 9% vitamina C pură în pulpa fructului. Excelent. De roza alpină, roza pendulina. Cum o știu localnicii, că nu știu ca roza pendulina? Cum îi zic sătenii și culegătorii? Trandafir de munte, fiindcă are... Trandafir de munte. Are floarea mov închisă, cătina după aceea, iarăși, o plantă excepțională, bogată în vitamine, și în beta-carotene și... Mi se pare atât de frumoasă această cătină, parcă e salba lui Dumnezeu, da, când se coace în soare. Și tocmai pentru că e atât de picturală în ochii mei, vreau să vă propun un minut de artă. Un artist foarte tânăr, un băcăuan de 30 de ani, Dragoș Burlacu, care vine... Burlac? Da, Dragoș Burlacu, nu știu dacă e burlac, dar e foarte talentat. Da. Expune în Italia, la Paris, la Copenhaga, la Londra, e peste tot, nu doar la Bacău și la București. Tragem cu ochiul în atelierul lui și ne întoarcem la destinul dumneavoastră, exemplar, pentru ultimele 5 minute. Lucrările lui Dragoș Burlacu decupează secvențial spațiul convențional, oferind o viziune personală asupra realității din jur sau a artefactelor și faptelor istorice, care capătă astfel o cu totul altă interpretare decât aceea cu care au intrat în conștiința publică. Dragoș Burlacu este un artist care se exprimă într-o varietate de tendințe, de la neo-expresionism la estetica urâtului și neorealism, în cele mai diverse maniere de lucru. Departe de a căuta o experiență unică și completă, parcursul meu tinde spre o condiție de tip enciclopedic, care admite o imensitate de puncte de acces, un număr mare de reacții interpretative. Toate țin însă de un exercițiu firesc, de o poetică a căutării, a devenirii și cunoașterii de sine, realizabilă numai prin asimilări și raportări la valori consacrate. Subiectul picturilor mele este însăși pictura. Încercând să mă debarasez de elemente străine ei, pictura devine punctul zero, firesc, al devenirii mele ca artist, mărturisește Dragoș Burlacu. Am văzut că ați scris undeva despre cele 7 porunci ale lui Ovidiu Bojor, cel care a parcurs farmacologia, a cartografiat flora medicinală și dintr-o dată a făcut reguli pentru fericire. Vă rog să ni le spuneți, ca să le asumăm și noi, poate, să le urmăm, de ce nu? Pentru că nu toată lumea are bucuria să se întâlnească cu mentori așa cum vi s-a întâmplat dumneavoastră. Cum sunt cele 7 porunci a la Bojor citire? În primul rând, situați pe primul plan în viața dumneavoastră iubirea față de Creator și față de creație. Plecați la drum cu acest bagaj al cunoștinței. Mai presus de toate e iubirea și dăruirea. Avem puterea și capacitatea de a dărui celor din mijlocul nostru o rază de lumină, un zâmbet, o mângâiere, înseamnă
că suntem pe drumul cel bun. Să luăm exemplu și bunătatea florilor. Parfumează mâinile care le strivesc. Deci până și mâinile celui care strivește floarea primesc parfumul. Superioritatea lor față de noi, oamenii. Domnule academician, poate că mă duc spre o zonă prea personală pentru dumneavoastră, dar vreau să o spun ca model pentru cei care, ascultându-ne, zic aș fi generos, aș fi credincios, dar sunt suferind cumva, Dumnezeu m-a pedepsit, nu mă refer doar la diabetici. Acum am să trec spre o afecțiune cronică, grea, rea, cancerul. Cancer. Și am să spun că dumneavoastră sunteți exemplul, modelul de confruntare cu o astfel de boală pe care o duceți de 34 de ani. Exact. În copilărie, de exemplu, era obiceiul ca să nu devină copiii rahitici, să iradieze cu ultraviolete. Eu am lucrat la culturi de celule tisulare sub ultraviolete, în boxe speciale și nu insuficient protejate. De și aici... m-am gândit, domnule doctor, poate și la lumina zăpezii de pe Himalaya. Aia nu mai vorbim. Care a fost direct. Acolo a recidivat. Dar nu asta e problema, pentru că nu vreau să mergem într-o cazuistică medicală, ci vreau să primesc de la dumneavoastră îndrumarea, modelul cu care reușiți să înving. Să învingeți, da. În primul rând, am avut noroc că am apelat la specialiști dermatologi de prima clasă. Doamna doctor Reventer, care m-a tratat timp de aproape 20 de ani, vă dați seama, ca să scap de acest cancer de piele care mi-a afectat, în special după ce m-am întors din Himalaya și a reușit încet, încet, prin ultima tehnologie foarte modernă. Vreau să se înțeleagă așa, de la dumneavoastră citire, pentru că v-am adus în această zonă intimă a bolii, că nu sunteți între specialiștii care tranșează partea de remedii cu plante și medicina alopată. Exact. Ci spuneți că ele trebuie să meargă împreună. Și că dumneavoastră sunteți aici de față, modelul de reciprocitate, de conlucrare benefică. Ceea ce numim medicină integrativă, holistică. Deci trebuie să folosim absolut toate mijloacele care ne dă inteligența omenească și natura. Ca să scurtez ceea ce spuneți, pentru că am vorbit de astragalus, cu alte cuvinte, un afectat de cancer nu trebuie să dispere, ci să se gândească la faptul că are, pe de o parte, adjuvantul chimioterapiei, dar are și partea prietenoasă de ameliorare a plantelor, cum este astragalusul, și vă rog să mai puneți-mi aici niște antitumorale. Plus, metodele acestea moderne, extraordinare, cum este protonoterapia, care țintește celulele deteriorate și protejează celulele fine. Deci, la ora actuală, această tehnică extraordinară de terapie cu ajutorul radiațiilor protonice a ajuns să salveze mii de oameni de toate afecțiunile, inclusiv pe mine. Acum sunt în convalescență, se naște piele nouă și am scăpat. Pentru ultimul minut, tuturor celor care au fost cu noi la cafea, să le oferiți o pledoarie pentru plante, pentru natură și să împărtășiți cumva din încrederea dumneavoastră dacă mai avem sau nu șanse. Pentru că mi-ați spus, lumea se închină iarăși la vițelul de aur. Ce facem cu asta? Cum ne descurcăm? Apelând la înțelegerea noastră, la cunoașterea cât mai accentuată a naturii, a legilor ei, urmați natura, urmați, așa cum am spus, spre lumină, ca să cadă umbra în spate. În spate tuturor. Pentru că ați vorbit despre plante biblice și am răsfoit acasă un tratat mare despre miresme și plante biblice pe care nu l-am cărat aici, că era greu. Dar vă rog să luați de acolo trei plante
pentru noi, pe care am putea să le folosim, poate tămâia, care e o terapie atât de lăudată mai nou. Isopul, stropim-mă voi cu isop și mai vârtos decât neaua mă voi curăți. Deci isopul, această, cum e, boselia serata? Boselia serata. Boselia serata. Aur, smirnă și tămâie, au fost și darurile aduse de cei trei maci la eserilor. Deci cunoșteau oamenii și... Dar pun aici și busuiocul, da. Domnule doctor. Busuiocul, iarăși, e foarte interesant. Unii spun că apa de sfințită nu se strică. Unii zic că datorită crucii de argint, care are ion și... Dar nu e numai atât. Este incantația, energia care se dă de către preot plantei respective, busuiocului. Nu e numai uleiul esențial de busuioc, că e antibacterian. Am să închid așa, domnule academician, pentru că abia aștept să citesc acest tratat care are și fotografii explicite și mi-arată macul de câmp, plantele, fiecare. O voi recomanda astăzi în selecțiile noastre de lectură, așadar, dragi prieteni, sub coordonarea domnului Ovidiu Bojor, afecțiunile aparatului respirator, medicină integrativă și terapii holistice și... Ce să mai adaug decât că vă mulțumesc și să fim, cum ați spus, înmiresmați și buni ca busuiocul, ca smirna, ca tămâia și pur ca isopul și să ne revedem cu drag și bucurie la centenarul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă aștept cu drag! Vă mulțumesc! Dar nu uitați să mă urmați! Așa!